Codul masculinității, trucipat în ipostaza iconică a soldatului, a bărbatului militar, puternic și violent, dacă e nevoie. Un corp moale de lemn, lemnul e cald și moale ca o carne, e învelit, protejat de o armură de metal, metalul e dur și rece, numai bun să apere atacând, să apere prin duritatea lui, moliciunea și vulnerabilitatea lemnului. Într-o sculptură a artistului Darie Dup, care face referire la un reper din istoria universală a sculpturii, Auriga din Delphi, denumirea colovială a unei sculpturi de bronz dure în antichitatea greco-latină, un reper pentru întreaga generație de sculptori din care Darie Dup face parte. Sculptura veche, sculptura clasică. Pe urmare ne aflăm într-o societate veche, dură, violentă, militară, sofisticată și rafinată, e adevărat, dar totodată agresivă. Cultiva imaginea eroului masculin, puternic, cărui principală preocupare e să moară. Primul lucru pe care îl făceau acești bărbați ideali era să fie puternici și să moară. Ce avem aici, de fapt? Avem un antierou, avem opusul acestei imagini, avem un veteran, avem un învingător învins, care abia se întoarce de la război, vai și amar de el, e un bărbat diminuat, subdimensionat, precar. Are un picior, îi lipsesc brațele, nu știm cine e, nu are cap. Are o armură pârlită care abia acoperă trupul și singura lui salvare, singura rămășiță a acestui ideal masculin, tot de la război, care e de fapt o criză a masculinității, nu un elogiu al ei, este dorința tentativă a lui de reîntrecire, de regăsire, e ce se întâmplă în corpul, capul de cal, bunului prieten în luptă. Mai degrabă partea lui nu atât subumană, non-umană, celălalt, cât partea lui feminină, masculin și feminin la oaltă, o ultimă tentativă lipsită de nădejde, de regăsire și reunire a celor două, a ființei umane, într-o sculptură care întruchipează un centaur hibrid, un androgin straniu, pe care artistul Darie Dup pare să ne cheme să o privim și cu detașare critică și cu ironie. Iată, doamnelor și domnilor, în ce hal a ajuns idealul uman masculin. Iată cum arată el de fapt. Dar totodată să o facem cu înțelegere, empatie și tandrețe.